UDMR a elaborat o viziune de dezvoltare a județului care a fost intitulată Hunedoara 2020. Această viziune își propune armonizarea direcțiilor de dezvoltare a județului cu viziunea europeană cuprinsă în strategia Europa 2020. Lorin Sel, candidatul UDMR Hunedoara la Camera Deputaților, își propune ca în cazul în care va ajunge în Parlament să facă mai cunoscut proiectul DACFest. Este un program specific județul Hunedoara și vreau să-l fac mai cunoscut la nivel național și să-l transformăm într-un festival național la care să vină orice cetățean din Transilvania și numai, pentru că este un eveniment național unic. Totodată, Lorin Sel îi asigură pe etnicii maghiari că vor beneficia în continuare de sprijinul UDMR. Electoratul maghiar va avea în continuare sprijinul instituțiilor maghiare, fie că este vorba de UDMR, fie că este vorba de instituțiile de învățământ, fie că este vorba de biserici, vrem să sprijinim aceste comunități pentru că pe ele se bazează comunitatea maghiară, iar pe lângă aceste trei enumerate, societatea civilă care se dezvoltă în paralel cu instituțiile noastre. Lorin Sel deschide lista de candidați ai UDMR pentru Camera Deputaților în județul Hunedoara. S-a născut în data de 22 septembrie 1977 la Lupeni. Este de profesie inginer în automatică și informatică industrială, absolvent al Facultății de Mașini și Instalații Electromecanice din cadrul Universității Petroșani. În anul 2010 a absolvit și cursurile Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.